că nu mă că și Băi, Sorinele, deci fii atent, te rog eu mult, la următoarea apariție, ca să-i spun așa, te rog eu mult, urmează setul de piese pe care ți l-am spus. Da, văd că iară vorbesc cu pereții, ca de obicei. Nu, bre, doar mă gândeam. La ce te gândeai, mă, n-ai la ce să te gândești, deci îți spun eu cum stă treaba. Deci încep cu chestiile ușoare, așa, gen doine, le ții vreo 20 de minute, după aia bași chestiile astea vesele. Înțelegi, trebuie să fie așa, un fel de armonie gradantă. Mă, tu le spui la anunț apariții? Bă, ritmul, băieți, ritmul, că aici e mare problemă la voi. Tot timpul săriți, parcă sunteți pe alt film, eu nu înțeleg. Dar tu ce vrei, bă, tu comentezi? Tu ești muzicant? Tu știi ce vrem noi să cântăm? Stai în banca ta. Noi facem muzică țigănească, nu facem clasică și nu ne prostim noi cu orice fel de muzică. Noi cântăm muzica noastră tradițională, pe care o știm noi. Exact, așa e. Așa e. Nu ce vrei tu? Corect. Eu n-am făcut școală. Exact. Nu mai filma atât, dar nu ieși tu de aici. Băi, deci chiar n-ai înțeles. Pe ba da, eu am înțeles, dar noi nu vrem să cântăm anele. Băi, deci chiar nu-i vorba de asta, serios. Hai, bă, lasă-ne, mă, cu miciun din alea mele. Noi nu vrem să cântăm muzică din aia. Noi nu am învățat muzică, nu am învățat muzică tradițională. Bă, Edi, mă, cum îi spune, mă, la aparatile alea, bă, care face muzică pe butoane. Laptop. Hai, bă, lasă-mă în pace, bă, cu muzică din aia, mă. Da, bă, văd că cu urlăturile voastre și cu țambalul și cu lingurile vă iesa dracu de mulți bani, așa-i, mă, foarte bine. Nu-i vorba doar de bani. Da, mă, că acoperișul de la casă ți-l faci pe tradiții. Hai, mă, lași cu texte de astea pe bune. Ce știi? Ia, mă, Eli, și tu vioara asta, mă, cântă și tu ce. Stai, bă, că trag niște cadre. Lasă, mă, parcă se credeam că filmezi, ești cu camera. Așa, 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 editată, foarte, foarte bine, mă, ne extindem și noi afacerea cu ocazia asta. O să scoată invitații bani grei pentru filmări. Vezi, mă, cum ne filmează, mă, și noi nu știi nimic. Ai văzut? Bă, bă, ce pizda, măsi, bă, ce pizda, măsi, nu v-am spus, bă, să-mi amintiți să iau benzină? Bă, sute sculmea, bă! Eu să știu la cine te-ai referit. Bă, sute sculmea, n-am mai văzut ca voi, bă, vă credeți mari artiști, lăutari, original, muncitor, nu sunteți în stare, bă, să-mi amintesc să iau o benzină, bă. Bă, șeful, stai, bă! Stai, șef, că să iau benzinării, bă, încolo. Bă, pe voi pe jos vă trimit acum, bă, să luați benzină. Auzi, bă, că nu mai avem benzină, bă. Pe voi pe jos. Băi, culmea, mă, incredibil. Bă, mă îngropați, mă îngropați, vorbesc serios, nu. E șofer, domnule, trebuie să știi că ce să fac. Scală, mă, pe plin. Trezește-l, mă, pe ăla, mă. Stai obosând, mă. Scală, ce, mă? Hai, bă, ce cadre aici, mă. Pericol de calmă, omul ăla. Mașina asta, mă. Hai, mă, trezește-te, mă, că trebuie să mergem să cântăm. Hai, mă, scolă tu. Lasă-l, mă, dacă nu, că e obosit tare, mă. E obosit, mă, ce să fac cu el, mă? Gata, 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 ia scoateți instrumentele și exersați până mă întorc eu cu Edi, ok? Păi tu îmi porunci, tu spui mie ce să fac? Da, Edi, cât avem, mă, până la benzinăria aia? O oră. Nu mai bună, în două ore exersați și voi piesele din seara asta, e păi perfect. Păi noi să cântăm aici, domnule. Mă, păi dar cum? Bă, tu să taci, deci dacă vrei să treci de mormântări și de nunți, deci ați mă ascult pe mine, da? Hai, bă, șeful, lasă-o, mă, că mai sunt botează și econometrii, bă, șeful. Tu să... Lasă-mă, taci din gură, deci tu dacă vrei să cânti în concerte și unde mai vrei tu, bă, trebuie să exersezi, băiete, cu exersatul, păi se face, nu așa? Păi tu mă înveți pe mine ce să da? Cânt? Ok, deci cu exersatul. Bun? Tu spui mie asta ce voastre să cânt? Cu tradițiile și cu chestiile astea nu o să țină, vă păi spune după acum. Păi noi cântăm la anunț, omule. Ne-am înțeles, Sorinele? Am înțeles. Bun, hai, Edi. Șeful. Da, băiete. Băutura e în mașină. Cred că ăștia o să-mi bete. Încă o problemă. Bă, încă o problemă pe capul meu, bă. Las. Bă, hai, hai odată la pizzeria, că mor, mor. Hai odată. Băiete, zi, bă, pe unde? Pe la dreapta, la stânga, pe unde? Păi, ești la dreapta. La dreapta? Hai, bă, hai să mă ajungem altă.
tare, șeful. Hai noroc. Ce fac băieții? Ce să facem? Am rămas și noi în pană. Da. Bă, ați rămas în pana prostului, ați rămas fără benzină. Știi că așa se spune, nu? Da. Pui fără benzină, ești ca prost alău. Vă dați în cameră, pe goasă aveți, băi? Faceți clipocel de ala ce le puneți pe YouTube și pe Facebook, să se crăcăneze gagicilii, ai? Nu, șef, încercăm și noi să ajungem la prima benzinărie. Ne poți duce și pe noi, sau...? La care ele? La intrare Pleșcoiești sau la ieșire din Viperești? Auzi, șeful, de-aia din Lopătar, nu-i mai aproape. Bă, tu auzi ce vorbești, bă? Dar de unde ești tu, că mi se pare cunoscut fărțăul tău. Din Săpoca, șeful. Da, din Săpoca. Știi pe Vali Oradezu? Nu știu. Sau, cred că da, e ăla care este lângă birtul lui Bicanu. Poate te super, nu? Dar vezi că ești prost. Păi numai al lui Bicanu, mă. Cumpărat-o Vali Olandezu. Face discotecă de ea. Să vezi după aia gagici, cuprărai, bagabonțeală, alea. Așa, de vârsta voastră, să vă placă. Domnul meu, deci vă rog, mă scuzați dacă vă deranjez sau vă întrerup sau ceva, dar puteți să ne duceți și pe noi până la prima benzinărie, că suntem și noi pic grăbiți. Cu mare drag, bă. Așa, doi tineri frumoși, cum să nu-i duc? Mai ales ăsta cu cabra, că e cap și prostul. Treci pe partea alaltă, că ușa asta e blocată. Hai, urcați. Bine, mulțumim. Hai, mai repede, că o să vii. Bă, vezi că ești prost, băi. Băi, vezi că ești prost. Te-a spus că pe partea alaltă, că asta e blocată. Și mai mișcă-te odată. Gata, ai ghisul așa, băi? Da, hai să ajungem. Băi, de ajunge și noi odată, în sfârșit. Fai de cap. Hai, bă, grăbiți, bag seama. Păi, da, trebuie și noi să ajungem. Bine, mă. Să curci și pune centura, că asta nu-i coptă de Dacia. Bă, cabea-n piciorul să-mi fac. Bă, deci nu cred că se întâmplă iar. Deci nu cred. Băi! Pană de benzină, ce? Și băi, șeful, dar parcă spune că e pana prostului asta. Ia zic, cum stă treaba acum? Da, bă, dar eu sunt prost pe jumătate, nu întrei ca voi. Pe jumătate. Pentru că eu am canistră și am ține pălăria asta. Am canistră și mă duc și bag benzină. Dar ce ai crezut că s-a defectat dita mai avionul? Da. Apropo, nu cumperi. Nu. 30.000 de parai am dat pe aia, bă. Nu cumpăr, nici n-am bani. Jumate prețul. Nu bag așa, deci nu. Bă, ăsta e aspirator de gagici, băi. Cum ești tu tânăr. Șeful, dar ce-o vinzi dacă e așa bună? Dar ce te bagi tu, bă? Fii, uite-mă cum să bagă ăsta ca musca în curul calului. Că numai de asta sunteți ăsta. Bă, băgați-o de vă fierbe ăla. Păi voi nu sunteți ăsta de nimic, bă. Voi sunteți numai cu pălăvrăjeala și cu ciordeala. Atât am știți. Hai, șeful, ce ți-am furat? E, dar ai furat, că erai prost să recunoști. Ai furat. Nu știu dacă ai furat, dar cazanul bătrânul a dispărut. Toată ziua ești cu pălă fier vechi. Nu știu nimic de cazanul tău. E, nu știi. Așa sunteți voi. Nu știți nimic. Băi, bulică de acolo, mică, nu te mai băga în discuții la oameni normal, bă. Hai să nu ne jignim, și el un copil amărât. Bine, hai, nu ne jignim, merge, băi. Hai, săracul, lasă. Merge. Hai să mergem, opa, nu merge. Hai, nu cred. Nu merge. Băi, astea pe motorină, vezi că habar n-aveți, sunteți proști, băi, pe motorină și pe motorină intră, ai în instalație, trebuie împins, altfel nu pornește. Hai, lasă-ți dracu camera aia și du-te și împinge dacă vrei să ajungem, dacă vă grăbiți. Dacă nu, stăm aici până de seară. Hai, de fugi. Gata, șeful? Gata, șeful. Mai cu elan, mai cu elan! Când era să o furi, mă bizea radarul, mai tare! Hai, bă, șeful, lasă-l, bă, să intre așa că eu n-am urât. Bă, am și concert în seara asta, mă așteaptă oameni acolo. Hai, mă, lasă-l să intre, mă, serios. Ha, șeful, ce m-ai alergat. E, te-am alergat, bă, dracu. Am glumit și eu, mă, puțin cu tine, mă. Vezi că ești prost. Iar interpretezi cum vrei tu. Măcar să ajungem o dată când... Lasă, bă, că ajungem. Ia zi, cu ce te ocupi? Cu muzica, șef, cu muzica. Cu manele de-astea? Manele și de-astea ce? De-astea, bă, muzică de muzică, bă, de-astea de... Lăutărească, nu? Lasă, te refer la muzică lăutărească. Lăutărească, bă, fii serios, lăutărească.
Bă, muzică de muzică, bă, de-aia șmechere, bă, de-aia begoasă, de-aia care a fost, a văzut la friz, bă, se dau cu capul de pereți, bă, de se dezbracă. De unde știi, mă, ce muzică ascultă aia, și culmea? Păi doar nu ascultau manele, doamne artă, bă. Ce om normal cu capul face asemenea figuri, stă da, cu capul de pereți, da, ascultă da, manele. Da, sigur, adică ce om întreg la cap ar asculta manele, cred că asta vrei să zici. Of, doamne, că cu tine nu mă pot înțelege. De unde ești? Din București, din București. Și ce cauți, mă, pe aici, bă? Păi la București se fac șmenurile, mă, băi, acolo se face paraiul cât casa, băi. Păi de la București răsare soarele, băi, băiatul, nu răsări, ai auzit? O răsări, dar eu cu muzică. Acum ai drept, acum ai drept, că cam apune soarele, de 25 de ani încoace. Tu ești cu ce ești? Cu muzica, cu arta, domnule, cu asta. Păi fi să arata a dracului, fă barbă, dă-o dracu de artă. Păi bă, băiatule, bă, dacă ești din București, hai să facem un business, bă, câștig și eu, câștig și tu. Hai bă, dacă tu dai bani de mașină asta. Spune, hai. Păi, hai să vindem mașină. Cum să vin? Bă, domnule, bă, rezolv eu, o imatriculez în Bulgaria. Că... Băi, ascultă ce spun, okay. Vorbești deodată cu mine. O imatriculez în Bulgaria, o aduc, ți-o dau ție, 15 mii dai mie, tu pui cât vrei, poți să o vinzi cu 25. Ți-am scos cu muzica, eu nu mă bag în de-astea, nici vreau să mă complic, sincer. Nu, eu cu muzica, nu mă bag în chestii bă, de-astea. Bă, așa sunteți voi artiștii proști, bă, de-aia, de-aia da, faceți foamea, bă. Da, nu vă duce mintea, bă. Ne asumăm. E, vai de curul vostru. Ia, că am ajuns. Ei, benzinar! Dă-mă tancuri ești, băi! Gata, copii. Asta am ajuns, până aici ați plătit. Perfect, mulțumim. Vă urez o zi bună, la revedere. Mulțumim, mulțumim. Toate cele bune. Mulțumim. Salut! Băi, să știi că nu ești chiar așa prost. A glumit și eu. Hai. Pa. Ce vreți, benzină, motorină? Motorină. Bine, dar ce să-ți spun? Asta, canistră. Nu se poate. Hai mă, de ce nu se poate? E de plastic? Am camere aici, omule, am acolo, nu am, cum? Hai mă, fii serios, cine te vede aici, mă? Directivă de la pompieri, interzis. Hai mă, dă-te dracu, bă, cine te vede aici, mă? Să nu ridici tonul la mine, că pot să chem foarte ușor și poliția. Bă, cheamă pe măta, bă, copitule. Bă, poate vii și-ți spui una. Bă, hai bă, hai bă, muiestule, hai să te văd, bă. Hai bă să te văd. Ține-l pe ăsta. Bă! Ține-l pe ăsta că ți-l pocnesc. Bă, hai, hai șeful, șeful, hai nu fi nebun. Da, auzi la el, bă, că bă, fie pute el mie una, auzi bă la el. Băi, băi, ce dracu, unde, bă, unde sunt ăștia, unde-i mașina, bă, unde, unde sunt ăștia, bă? Bă, bă, ce dracu ați făcut, bă, nenorociților, bă, ce pula mea ați făcut, bă, cu mașina, bă, nebunilor, bă, ce s-a întâmplat, bă, ce s-a întâmplat? Dar de consiliu nu întrebați nimic. Bă, mă, nenorociți, bă, stăți incredibil, bă, mă omorâți cu zilele, da, bă, animalelor. Da, să vezi șeful că a venit o mutare, bă, cocăruță, n-avea loc, domnule, trebuie să dăm în spate, să o mutăm de acolo. Ce v-am văzut, comentezi? Bă. Ne-a omorât muzicantul! Bă, nebunilor, bă! Da, ce s-a întâmplat? Bă, idioților, bă! De ce vreau ați tras, bă, frate, de mână, mă? Ce frână, domnule? Ce frână? Ce e aia frână, domnule, de mână? Ce frână aia de mână, domnule? Bă, vai de cap, tu n-ai frână de mână, mă! Era toată averea mea, bă! Nu, ce, bă! Era toată averea mea, bă! Toate frâna de mână, mă! Bă! Să-și aduce Dumnezeu, mă, să vină salvarea, chemați salvarea! E toată averea mea. E toată muzica mea, mă! Accident, a murit, fragilul meu! Era tot ce aveam, bă! Tot ce aveam! Ce-a făcut? Costel, poți să cânti?